Norma Brooks. În primul rând, pentru mine a fost o explozie cu incendiu. Asta denotă că cineva care a vrut să nu numai să asasineze omul de afaceri, dar în același timp a vrut să distrugă absolut toate locuințele care sunt acolo. Locul faptei, și dacă îmi permiteți, ți-ați prezentat la știri ca breaking news, dar gândul au precizat că a fost o explozie de origine sârbă. Vă dați seama că în momentul în care tu determini ce componente au avut acest exploziv, de exemplu, au fost comerciale sau militare, și venind cu ideea pe pista Serbiei, cu agențiile internaționale poți să stabilești exact dacă acest tip de exploziv a fost folosit și în alte asasinate în Europa, și ca să poți să începi să ai un suspect la cine poate să fabrice o astfel de bombă. Exact cum au spus și invitații dumneavoastră din studio, trebuie să ai cunoștințe abilități și în același timp să știi cum să pui o bombă. Deci elementele comerciale care sunt, sau dacă sunt și cele militare, imediat mă duc pe o pistă. În al doilea rând, faptul că m-am uitat la urmă, acum am văzut niște imagini, la locul faptei, nu știu dacă s-a folosit o țeavă de PVC sau de metal, dar după cum se arată, a fost o țeavă de metal, deoarece fragmentele sunt destul de mari. Când avem vorba de un exploziv, bineînțeles că acela sare și el în aer, dar sunt părți din exploziv care efectiv nu se distrug în exploziv. Și așa se poate determina cu, nu știu să traduc pe românește, îmi cer foarte cer scuze, este un short tandem repeat marker. Se poate determina ADN-ul celui care a făcut bomba, sau în același timp se poate folosi cianoacrilic, acrilat fluorescent, cred că îi spune pe română. Deci, doar o secundă, ce spuneți dumneavoastră, doamna Brooks, este faptul că în momentul de față există poliția și probabil serviciile de intelligence au în Statele Unite, sigur are FBI-ul, posibilitatea să vadă luând elemente din explozibilul respectiv pentru a identifica ADN-ul acelui care a făcut bomba? Da. Da, există. Uh-huh. Deci cumva... Prescurtat pe engleză STR short S, short tandem repeat marker. De multe ori, chiar dacă există această posibilitate și această tehnologie, însă pe acest element nu sunt identificați cei care au făcut bomba, pentru că, acum nu știu să dau răspunsurile, dar e o pistă interesantă și anume se poate vedea, există astăzi tehnologia pentru asta. Doamna Brooks, altceva ce vi se pare relevant, locuiți în America de Nord, sunteți implicată într-o serie întreagă de lucruri și de expertiză, oferiți expertiză FBI-ului și altor structuri. Întrebare. Cine sunt cei care folosesc această variantă de asasinat? Cu explozibil? Atenție, foarte interesant ce remarca Mirel Curea. Nu doar că sunt niște profesioniști pentru faptul că bomba este declanșată prin GSM, deci printr-un apel telefonic. Foarte important cum a fost amplasată, foarte important că este extrem de eficientă și de asemenea foarte important că se folosește în România, unde așa ceva n-a existat niciodată, tocmai nu pentru a atrage atenția. Cine folosește în lume astfel de metode și de ce folosesc această metodă a asasinatului prin explozie, doamna Brooks? În primul rând, că sunt interese foarte mari. Deci, acesta este primul lucru. Pe lângă faptul că vreau să distrug niște dovezi, nu numai prin explozie, dar și prin incendiu, pentru că este o explozie cu incendiu, sunt mai multe tipuri de explozive și acesta este unul din ele, ce avem aici. Gândiți-vă că trebuie să am un interes foarte mare ca să pot să aduc din altă parte o astfel de bombă, sau în același timp cineva din România care se pricepe să combine anumite elemente, anumite componente ca să poată să facă o explozie. Și ce ați menționat dumneavoastră, că 10 zile a fost o fereastră de 10 zile la care mașina a fost la fermă.
Dacă a fost bomba declanșată prin telefon, vă dați seama că acel telefon trebuia să fie încărcat, trebuia să aibă o baterie care să țină o anumită perioadă de timp. Dar astfel de incidente, astfel de asasinate se fac doar când sunt interesele.